În sala de festivități, episcop Emilian Birdaș, a Catedralei Episcopale din Caransebeș, s-a desfășurat ieri seară un spectacol de colinde, obiceiuri și tradiții. Corurile Catedralei și Seminarului Teologic Episcop Ioan Popasu din municipiu au înălțat duhovnicește auditoriul, introducându-l în atmosfera Crăciunului. Și înainte că pornea la fântâna lui Iordan, la eveniment au participat preasfințitul părinte episcop Lucian, preoți din municipiu, profesori de la seminarul teologic, elevi seminariști, părinți și mulți credincioși. Tinerii noștri seminariști ne-au bucurat foarte mult. Spectacolul a fost inedit, s-au împletit în chip armonios colindele cu aceste obiceiuri și tradiții legate de nașterea Mântuitorului. Au fost foarte mulți credincioși, foarte mulți oameni prezenți, dar și preoți și însoțitori, părinți, bunici ai copiilor noștri, pentru că a fost într-un fel și spectacolul seminarului teologic din Caransebeș, prezentat, iată, în demisolul catedralei, înainte de a se încheia cel de-al doilea modul din acest an școlar 2022-2023. Le mulțumim tuturor celor care în această seară ne-au bucurat și ne-au înălțat duhovnicește și prin intermediul colindătorilor din această seară parcă ne-am apropiat și mai mult de praznicul nașterii Mântuitorului, de ieslea din Betleemul Iudeii. Și am vrea din tot sufletul să ne asemănăm și noi cu magii și păstorii și împreună cu îngerii să cântăm, să intonăm doxologia, primul colind sfânt și bun, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Bucuria și emoția sărbătorilor care se apropie ne-au fost aduse astăzi de elevii seminariști care ne-au prezentat tradiții, obiceiuri și datini de Crăciun și de Anul Nou, precum și frumoasele noastre colinde. Aceste tradiții și obiceiuri sporesc frumusețea sărbătorilor, iar integrarea lor în viața eclesială reliefează dimensiunea profundă a etosului nostru românesc. Ca de fiecare dată și Seminarul Teologic din Caransebeș se atașează sărbătorilor de iarnă în contextul în care elevii noștri au reușit să pregătească un mănunchi de colinde împletit cu tradițiile și obiceiurile întâi de toate specifice Banatului de Munte, iar pe de altă parte adunând toate celelalte comori tradiționale pe care creștinismul din aceste părți ale țării noastre îl păstrează prin atașamentul întâi de toate față de nașterea Mântuitorului, de tăierea împrejur, de Anul Nou și de bobotează. Următorul concert de colinde se va desfășura la Catedrala Episcopală din Caransebeș mâine, începând cu ora 16, când va avea loc tradiționalul Alai al Colindătorilor. Această manifestare este organizată de Episcopia Caransebeșului împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș Severin.